Spuneți când sunteți gata. Bună ziua, stimați cetățeni! Briefingul de azi a reprezentanților fracțiunii Platforma Demnitatea și Adevăr logic reiese din declarația partidului de ieri și în special a liderului partidului și candidatului în funcția de președinte, domnul Andrei Năstase, vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat ieri dimineață cu răpirea polițistului din raionul Florești. Este cumva un final tragic, și sperăm că final, că n-ați mai avem așa ceva, dar este un cumva final tragic și logic la toate jocurile al lui Igor Dodon de a tranzacționa țara. Cumva, cu ușurință, societatea închidea ochii ultimii ani cum se făceau mai multe cedări unilaterale. Ei, haideți să le dăm diplome, haideți să le dăm numerele din matriculare, să cumpărăm energie electrică de la dânșii. Pe urmă s-a pornit și tot unilateral. În schimb, noi am primit numai declarație că de grabă Transnistria se unește cu Federația Rusă. Altceva nu era. Mai departe au pornit răpiri. Ceea ce s-a întâmplat ieri este a cincea răpire. Noi am avut mai multe răpiri, chiar și pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova. Dar fiecare dată, apoi a fost răpit un general de la dânșii, unul care nu vrut să facă serviciu militar, a lor parcă, așa cumva, că e toți cetățenii Republicii Moldova. Dar a lor parcă. Și iată noi am ajuns. A jucat Igor Dodon cu focul. Și cum se spune la București, dă-i grausa. Acum ce urmează? Niciun cetățean al Republicii Moldova nu poate să simte în siguranță. Acest lucru poate să întâmple în Chișinău, în Vadul Voivode, ne vorbind la zona aceasta, la așa zis hotar cu Transnistria, încotro mergem noi. Și noi înțelegem foarte bine că cei care se numesc MGB, KGB, noi știm cine sunt în realitate aceste persoane. Ei sunt reprezentanții serviciilor secrete a Federației Ruse. Haideți, nu ne ascundem după deget. Este grav ce se întâmplă. Este periclitată securitatea statului. Dar reacția de ieri, Ministerul Afacerilor Interne a pornit dosar. Cine a pornit dosar? Că la guvern noi trebuie să întreprindem toate eforturile, să fie eliberat. Dar cum voi n-ați prevenit acest caz? Clar lucru că acum prima sarcină de a elibera pe acest om, ați văzut că în mod barbar, perfid, a fost răpit, a fost special provocație, vină acasă, a fost terorizată familia. Deja asta e ceva ieșit din comun. Și guvernul așa, o atitudine foarte legeră. Și s-a identificat persoanele care au făcut asta. În sfârșit, după un an de filajul după opoziția, după activiștii civici, după executarea ordinului lui Dodon, SIS și mai au identificat ceva. Cazăvăță, iată că sunt oameni acolo din Transnistria care au venit. De-am dată viitoare când o să vină, nu știu, SIS-ul poate o să dă demonstrare aspră. Noi vedem paralizarea totală a organelor speciale ale statului, care prin definiție sunt menite să asigure securitatea statului. Și eu iarăși am auzit iarăși mai multe declarații ale politicienilor pro-europene, de dreapta, cerem explicații de la Igor Dodon, cerem nu știu ce, eu trebuie, eu nu știu ce. Dar de la cine cereți voi explicație? El e bucată pe bucată tranzacționat toată această perioadă țară.
Întâi cu Plahotniuc împreună, pe urmă cu viteză și mai accelerată, singur. Ce la cine vă cereți? El are nevoie de voturile din Transnistria, în plină pandemie, 42 de secții de vot. Clar că asta tot intră în este большой pachet. Se vede că cu federalizarea despre care a vorbit Andrei Năstase și se vede că acum există mali pachet, pachetul mic, cel mai probabil că dați-mi mie voturile pentru Transnistria, din Transnistria, la 42 de secții de vot, în plină pandemie, și să fie pe o zi deschis hotarul la 1 noiembrie. Dar, în schimb, serviciile secrete a Federației Rusiei să fie în Moldova ca la dânsi acasă. Iată asta se vede că se urmărește scopul. Și ce rost are de adresat la Igor Dodon după explicație? Pentru ce? Care logica acestor adresări? Iată de ce noi cei de la platforma, da, partidul și fracțiunea, suntem de prins să acționăm concret cu acțiunile. Fără că să ne plângem și să cerem explicații inutile de la tovarășul Culeac. Sunt mecanismele parlamentare. Într-o țară parlamentară. Și aceste mecanisme sunt foarte bine stipulate în legislație. Iată de ce noi azi venim cu colegul meu Dinu Plângău și cu toată fracțiunea, în numele fracțiunii, cu trei documente. Mai detaliat despre aceste documente va povesti cel care le-a elaborat, Dinu Plângău, dar aceste trei documente vizează pas după pas ce trebuie să facem de urgență. În primul rând, să convocăm biroul permanent al Parlamentului, să trezim Parlamentul aleacă din somnul, din anabiozul este, letargie în care Dodon l-a băgat Parlamentul din cauza intereselor electorale. Convocăm biroul permanent, pentru asta e nevoie de voință președintelui Parlamentului sau o treime din membri. Suntem 15 membri, dacă 5 membri semnează, putem să încercăm convocarea biroului. Dar clar lucru că dacă n-a să avem quorum, aici mult depinde și de poziția Partidului Democrat. Convocăm biroul, la birou stabilim de urgență ședința plenară a Parlamentului, la care să audiem șeful ISIS-ului și ministrul afacerilor interne. Și în acest context noi am pregătit următoarele două documente, moțiune simplă pe politicile Ministerului Afacerilor Interne și proiectul hotărârii privind exprimarea votului din încredere al șefului SIS, domnului Saulenko. Că ceea ce s-a întâmplat ieri, asta e ultima picătură. Eu am enumărat câteva lucruri care s-au întâmplat în Republica Moldova ultimul timp, care au periclitat substanțial securitatea statului Republicii Moldova și toate aceste lucruri s-au produs pe fondalul inacțiunilor organelor speciale, organelor de forță, cum ar fi SIS și Ministerul Afacerilor Interne. Și noi avem mai mult decât nevoie, mai mult, sunt mai multe întrebări față de acest domn. Și trebuie de tras din punctul nostru de vedere și niște concluzii de cadre. Atâta timp cât la noi organele de forță mai mult vor lupta pe intern cu opoziția și o să închidă ochii la ceea ce la pericolul care vine de peste Nistru, țara este în pericol. Și noi cât mai repede, noi cei parlamentari, trebuie să reacționăm. Și iată azi noi vom întocmi, vom definitiva aceste trei documente, ele practic sunt gata, va vorbi detaliat domnul Dinu Plângău despre ele, așa cum am menționat, și vom solicita pentru membrii biroului permanent semneze cerința de a convoca, repet încă o dată, e nevoie de 5 semnături, din 15, minimum, pentru moțiune simplă e nevoie de 15 semnături deputaților și pentru vot din încredere, proiectul pentru înaintarea votului din încredere, e nevoie de 34 de deputați. După care, desigur că în plen, e nevoie de majoritatea deputaților pentru moțiune simplă, din cei prezenți, și majoritatea deputaților din cei aleși pentru a demite pe șeful SIS.
Iată, am o hârtie de turnisou și vedem care va fi reacția deputaților, că aici nu este vorba de dreapta, de stângă, de coaliție. Este pus în pericol securitatea Republicii Moldova. Și noi, ca deputați în Republica Parlamentară, suntem obligați să reacționăm. Platforma, da, tot timpul a pledat și a fost mai dură în abordarea în raport cu problemele securității statului și încercările intensive a lui Igor Dodon să vândă țara și să facă federalizare cu orice preț. Suntem gata să mergem până la capăt și în Parlament cât mai repede să schimbăm lucrurile. Dar, cu părere de rău, avem doar 11 mandate. Pornim această procedură azi și aici eu mă opresc și vreau ca colegul meu, un bun jurist Dinu Plângău, să vorbească despre aceste documente mai detaliat. Bună ziua tuturor, mersi domnul Susari. Deci, fracțiunea parlamentară, acum platforma a pregătit 3 documente. O să le arăt pe toate, o să le prezentăm și presei. În primul rând este vorba despre cererea de convocare a ședinței biroului permanent, așa cum a menționat domnul Slusari, pentru a fi audiați directorul Serviciului de Informație și Securitate și Ministrul Afacerilor Interne, în legătură cu un caz ieșit din comun, care pune în pericol securitatea națională. Și nu este unicul caz, din informațiile pe care noi le prezentăm în al doilea document, care se intitulează Moțiune simplă asupra activității Ministerului Afacerilor Interne a Republicii Moldova. Moțiunea simplă este gata și va fi depusă în ședința plenară a Parlamentului. Și în această moțiune simplă se descriu mai multe probleme. În special, evidențiem problema răpirilor din partea forțelor sau structurilor paramilitare nistrene a unor cetățeni ai Republicii Moldova. Sunt mai multe cazuri când au fost făcute aceste răpiri în ultima perioadă și cazul polițistului Andrei Amarfi de la Florești nu este unicul caz. În această moțiune se mai descriu și alte cazuri când cetățenii noștri au fost răpiți de către structurile paramilitare nistrene și în legătură cu asta am pregătit acest document pentru a da și niște directive Ministerului Afacerilor Interne în legătură cu aceste situații, pe de o parte de răpire a cetățenilor noștri, pe de altă parte numeroase cazuri de violare a proprietăților, a domiciliului, de intimidare a cetățenilor noștri cu tot felul de amenințări și lucruri foarte strașne și se întâmplă în multe cazuri care nici nu au fost mediatizate și nu se cunosc publicului larg. Și în acest document se mai descriu și niște directive pentru Ministerul Afacerilor Interne cu acțiuni concrete care trebuie să le întreprindă Ministerul în raport cu aceste cazuri. În primul rând, să prezinte un plan Parlamentului Republicii Moldova în legătură cu antrenarea angajaților Ministerului Afacerilor Interne și măsurile de elaborare unor măsuri de protecție a angajaților MAI, mai ales a celor care activează în zona de securitate Republicii Moldova, la graniță cu așa numita regiune transnistreană. De asemenea, prezentarea unui raport cu privire la combaterea activității criminale, activității structurilor criminale paramilitare din regiunea nistreană și să elaboreze și să prezinte un plan de acțiuni concret cu privire la combaterea criminalității, asigurarea respectării legii, menținerea liniștii ordinii publice, protecție și respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, ceea ce se încalcă cel mai des în zona de securitate a Republicii Moldova. Noi am constatat, în urma analizilor și informațiilor pe care le-am acumulat și prezentate în această moțiune simplă, că Ministerul Afacerilor Interne nu se isprăvește cu sarcina sa. Cazul polițistului răpit din Florești este un exemplu elocvent în acest sens. Dacă am ajuns ca reprezentanții statului, ca polițiștii să fie răpiți de structuri paramilitare, de structuri criminale, atunci despre ce stat mai putem vorbi în cazul dat? Dacă vom tolera asemenea acțiuni, curând va fi răpit ministrul Voicu din propriul cabinet și nimeni nu va spune nimic. Vor fi identificați făptașii, însă nicio acțiune nu va urma. De asta, acum trebuie să reacționăm foarte, foarte
foarte dur. În același context, o numai puțină responsabilitate pentru cele întâmplate o are și Serviciul de Informații și Securitate Republicii Moldova, care sub paravanul sau sub ochii lui se întâmplă lucruri foarte ciudate. Agenți străini, grupuri criminale organizate se simt pe teritoriul Republicii Moldova, pe teritoriul, hai să spunem, controlat al Republicii Moldova, ca la ei acasă. Răpiri, violări de domiciliu, șantajuri, foarte, foarte multe lucruri urâte. Și în acest sens am pregătit un alt document, proiectul hotărârii cu privire la declararea neîncrederii pe directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Saulenko. Din păcate, în ultima perioadă am văzut tot mai multe eșecuri din partea Serviciului de Informații și Securitate în ceea ce ține de nemijlocit atribuțiile pe care trebuie să le întreprindă acest organ important al statului în legătură cu securitatea noastră națională. Toate aceste trei documente sunt pregătite și, așa cum am menționat și domnul Slusar, ceea ce se întâmplă acum deja nu mai vizează doar Platforma Demnitate și Adevăr sau oricare alt partid. Și nu vorbim noi aici despre campanie electorală, chiar dacă suntem în campanie electorală. Noi vorbim despre securitatea statului. Și în contextul alegerilor care se apropie, aceste disensiuni, aceste provocări din partea acestor structuri paramilitare se vor intensifica. Dacă nu, noi nu vom putea acționa prompt. Trebuie să ne convocăm în ședință plenară imediat, să punem în discuții aceste probleme și să luăm hotărâri prompte, coerente și măsuri imediate pentru a ameliora situația creată. Dacă vom tolera, aceste provocări se vor intensifica și niciun cetățean, nu doar din zona de securitate Republicii Moldova, dar și din Chișinău, din oricare altă localitate, Orhei, Iedineț, Cahul, nu se va simți acasă în cazul în care va intra pe lista neagră așa numitor forțe paramilitare transnistrene. Solicităm o reacție promptă. În caz contrar, cei care nu vor reacționa și care au, în virtutea funcțiilor pe care le dețin, obligația de a interveni și a soluționa aceste probleme, pot fi considerate, dacă vreți, ca trădare de patrie. Mersi. Mersi, Dino. La final, doar un anunț informativ, să fie clar tehnic cum va dura procedura. Noi acum cu doamna Ciubanu o semnăm în 15 minute cerere de convocare a biroului. Deputații de la platforma DA vor semna și celelalte documente. Ceilalți deputați, membri biroului permanent și ceilalți deputați care vor semneze moțiune simplă și proiectul de hotărâre cu votul de neîncredere, sau contactați pe Dinu Plângău, bun jurist, repet încă o dată, autorul acestor proiecte, și în mod tehnic cât mai repede să semnăm toate aceste documentele. Noi suntem la legătură și în contact permanent cu toți deputați care vor să salveze Republica Moldova de la acest atac din partea serviciilor unui stat străin. Vrem să asigurăm securitatea Republicii Moldova. Mersi mult pentru atenție și vă dorim o zi cât mai frumoasă.